Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Călătoria Sufletului la Terra Nova TV. Sunt Cristina Mihai, gazda dumneavoastră, iar în această seară mi-am propus să discut alături de invitata mea despre iubirea de sine. Ce este de fapt iubirea de sine și cum, și mai ales dacă, ea ne poate salva atunci când avem nevoie. Alături de noi în studio în această seară se află Carmen Traian, psiholog specialist clinician la Institutul de Psihiatrie Socola și autor a 3 cărți de poezii terapeutice, scrise în limba română cât și în limba engleză. Carmen, bună seara și bine ai venit alături de noi! Bună seara și bine te-am găsit! Mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră! Cu drag! E un subiect așa de frumos și de... De suflet! De suflet! Și exact despre asta vrem să vorbim în această seară. Din punctul tău de vedere, Carmen, ce este de fapt iubirea de sine? Iubirea de sine înseamnă a te regăsi tu pe tine aici, acasă. Înseamnă acceptarea ceea ce ești tu. Acceptarea aduce o odihnă, o statornicie în sufletul tău. Mi-am revenit în sine, știi că este vorba aia. Când îți revii în sine, te întorci la ceea ce ești tu cu adevărat. Înseamnă trăire, înseamnă a fi în duhul adevărului. A ceea ce ești tu cu adevărat. Nu mai emiți păreri despre tine, nu mai emiți puncte de vedere, apropo de puncte de vedere, care un punct, atâta văd, un punct. Nu, da, poți... o singură direcție, nu? Da, ai putea să fii în duhul adevărului și atunci ești în adevărat tot ceea ce ești, nu vezi un punct de vedere, vezi totul. Dar pentru asta e nevoie de duh, înseamnă trăire și trăirea, bineînțeles, implică dragostea. Am înțeles. Deci are legătură în primul rând și cu acceptarea. Absolut. O acceptare, adică nu resemnare. Acceptare odihnitoare, să o numim, pentru că te odihnește, sufletește când te accepta cu tot ceea ce ești și cu tot ceea ce urmează să descoperi la tine. Pentru că, ei, oricând poți descoperi ceva frumos la tine, dacă ești deschis. Așa este. E un proces greu acesta, că mă gândesc că ca să ajungi în punctul ăla în care să te iubești pe tine... Tu trebuie să găsești în tine acele lucruri care să ți se pară ție, nu? Iubibile. E greu procesul ăsta? Știi, am încetat să mă mai gândesc la ceva, dacă e greu sau nu. Depinde cum privești. Unora li se va părea ușor, dacă se iubesc deja sau sunt aproape de iubire. Pentru alții, mai greu dacă nu se iubesc pe ei înșiși. Și zice, iubesc pe mine ce-i asta. Prostii. Asta că e bun așa. Cel mai important este neapărat dacă e ușor sau greu, ci dacă merită să fac ceva. Merită să investesc în mine, merită să mă iubesc ca să-mi fie bine, să fiu odihnită, sufletește, să fiu eu bine, acasă, liniștită. Când tu ești bine cu tine, emane o stare de pace în care oamenii se simt foarte bine în prezența ta. Să fii în starea asta implică, cred că, și recunoștința. Absolut. Recunoștința pentru ceea ce ești, și părțile alea bune și alea mai puțin bune. Absolut, nu? Foarte folositoare. Pe cum să te descoperi altfel decât și așa și așa ți arată viața. Uite încă ceva la tine, uite încă ceva despre tine. Poate credeai că ești așa, ți se părea că ești într-o fel. Dar poftim, îți arată viața că ești multe feluri. Da, și recunoștința care până la urmă e direct legată de această acceptare, că noi ne opunem sau, nu, am zis bine, ne opunem mai ales când experimentăm ceva dureros, poate chiar și tragic, și ne opunem, nu acceptăm acel lucru, mai ales dacă cumva am fost noi direct implicați. De asta te întrebam, cred că e foarte greu atunci să ajungi iarăși în punctul în care să te iubești pe tine. Că te autosabotezi, nu? Și nu te ierți. De asta, dacă nu neapărat să simți iubirea măcar, ce ar fi dacă aș accepta măcar, nu îmi neg experiența prin care trec? Acum se întâmplă asta, ok? Poți zic, nu vreau, nu-mi place, dar tot aici. Poți să o negi, dar ea tot aici, n-ai unde fugi. Poți să te minți, te păcălești, dar cel mai bine este când ajungi, ok, nu sunt pregătită ca să mă iubesc, dar pot să mă accept, să ajung să... Să vă ceare să mă înveți situația aceasta. Ce pot eu afla despre mine? Ce
stimulat în mine, ce a declanșat o anumită reacție din mine. Și eu am de lucrat la asta. Indiferent, toate lecțiile sunt extraordinar de bune. Toate experiențele îți revelează ceva despre tine și cu ce mai ai tu de lucrat. Dacă vrei, bineînțeles. Dacă vrei, așa e. Ești de părere că cel mai ușor învățăm prin prisma celorlalți și cu ajutorul celorlalți. Experiențele astea de viață, că sunt de cuplu, că sunt, nu știu, relații interumane, normal, ne ajută celălalt ne să ajută, învățăm niște lucruri despre ne noi? Ne ajută foarte mult pentru că ne declanșează, știi, triggerii, acele evenimente sau aspecte care declanșează o reacție în noi. Și atunci ne ajută. A, în loc să fii supărat pe celălalt, vina ta, tu mi-ai făcut aia, ești așa, 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 ce-i vina mea? Îți mulțumesc, clar mai am de lucrat cu mine. Ah, m-ai atins undeva, nu mi-a plăcut. Ei, dar trebuie să fii sincer cu tine, să ajungi la o maturitate în care cineva să te scoată din sărită și tu să-i spui mulțumesc. Bine, poate nu din prima, dar când simți asta, că simți să fii reactiv, pentru că poate fi de două feluri. Poți reacționa instinctiv și atunci clar nu ești vindecat, mai e ceva de lucrat, sau răspunzi într-un mod matur, să spunem, în care mulțumesc, bună asta, mai am de lucrat, simt așa să-mi arăt eu valoare, simt că m-ai atacat. Nu poate fi să... nimeni nu-ți poate ataca esența ta, care nu e de la tine, e de la Dumnezeu, să spunem. Este ceva ce nu poate fi distrus, nu poate fi atacat și atunci tu, când ești în adevărul tău, ești foarte bine, ești odihnit. Orice se întâmplă, pun asta. Mai am de lucrat la asta. Pune și asta. Nu cumva reacția este a ego-ului și nu a esenței noastre? Absolut, că de-aia... absolut. Pe ego-ul reacționează. Sinele este. Ceea ce este în adevărul lui. Și cum putem să gestionăm, știi, că hai să fim serioase, suntem oameni. Bineînțeles că prima reacție va fi instinctivă și a ego-ului, chiar dacă imediat gândul, următorul gând, va fi poate perfect, cel care le spui tu. Prima reacționez. Ok, a reacționat aici, acceptarea imediată, nu te pocnești, te învinuiești, nu ajută la nimic, doar pierzi timpul. Poți face asta. Ok, am pierdut timpul, am luat-o pe câmpie o leacă și mi-am dat voie să reacționez. Sau după aia îți spui, ok, am luat-o suficient pe câmpii, ok, am reacționat, accept faptul că mai am o parte reactivă în mine. O accept. Când o accepti, o integrezi, nu mai lupți, nu mai ai nimic în tine așa care să cauzeze o disensiune, o separare de ceea ce ești. Când înglobezi, că doar asta face dragostea. Înglobează tot, primește, nu se luptă cu nimic, nu atacă. Ok, și tu, ok, te iubești pe tine, te iubești pe tine. Ok, ok, acceptare. Acceptarea este o foarte, foarte odihnitoare. Nu se luptă cu nimic, nu opune rezistență. Observ, ok, te accept, mai am de lucrat la asta. Ok. Deci doar așa putem să ajungem noi, trecând prin aceste etape sau urmând acești pași, să ajungem să ne iubim pe noi și iubirea... Și toate părțile tale. Asta e foarte important. Da. Asta e foarte important și vreau să te întreb, de exemplu, cunoscând și eu natura umană prin prisma terapiilor pe care le fac, și critica celorlalți sau autocritica, iarăși, e un hop foarte, foarte important de învățat. Și bineînțeles, cum să mă iubesc pe mine dacă celălalt îmi spune că nu sunt suficient de sau eu știu, am făcut o greșeală pe care o consider capitală, cum să mă iubesc eu când eu am greșit așa monumental? Aici cum putem, cu critica, cum? Depinde, dacă e critica ta despre tine, mai ai tu de lucrat tu cu tine la tine, dar ok, poate sunt prea aspră acum cu mine sau poate chiar mai am de lucrat, deci de ce nu, un feedback, mereu mai am de lucrat ceva la mine, există sinele care e perfect, superior, partea divină din tine și există partea la care mai avem de lucrat, mental și așa mai departe. Când cineva te critică, depinde, poți să nu reacționezi și să spui, ok, mă vede așa cum e. Dacă nu stârnește nimic în tine, ești ok. Dacă stârnește ceva în tine, atunci mai ai de lucrat la tine. Pur și simplu mulțumesc pentru feedback. Poți să spui și să nu fie verbal, doar pentru tine, așa. Dar e foarte important să nu iei de-a gata felul în care te vede cineva ca și cum ar fi adevărul suprem. Nu, e un punct de vedere, apropo. Poți să-l primești,
rezonează, sună adevăr așa în mine, cum e pentru mine. Că ceilalți, știi că este o vorba aia, dacă îi privești prin lentile pe care le ai, dacă tu privești cu sau fără lentile, dacă tu ești în adevărul tău, ești în adevărul tău, nimeni nu te poate destabiliza. Dacă tu te definești prin cum te văd ceilalți, terminat, ai de lucrat. Ai de lucrat bine de tot, numai să vrei tu, pentru că ce faci? Nu poți să stai în cap pentru toată lumea, nu poți să fii în toate felul în care vor ceilalți să fii. Tu stai în stabilitatea ta, în ceea ce ești tu, și ceilalți pot emite fel de fel de păreri despre tine. Important e dacă te destabilizează sau nu din ceea ce ești tu. Da, și să știi să le gestionezi, că până la urmă lucrurile astea se vor întâmpla în permanență. Absolut, absolut. Vom întâlni oameni care ne vor critica, care vor avea o anumită părere, și doar una, care nu va reflecta până la urmă adevărul. Exact asta îți spun, da. Nu e adevăr, e o părere. Mulțumesc. Așa este. Eu cred că ăsta e un proces continuu. Este. Că nu avem cum să fim doar zen, da, și doar conștienți. Da. Și garantat, dar probabil că asta vin ca niște lecții, așa, să ne, ca un kind reminder. Ai învățat? Da. Exact. Sau nu? Nu, îți mai arată, dar viața e foarte drăguță și îți arată unde mai ai de lucrat. Sau dacă te păcălești crezând că e gata, sunt, poți să-mi pun corană, că-s cea mai tare deja, nu. Exact asta se întâmplă, viața, nu? Se pare că ești prea tare și vedem, dacă ești, nu te mai destabilizează nimic. Te mai destabilizează, mai de lucrat la tine, dar nu e nimic rău. E foarte bine că mai avem de lucrat la noi. Așa este. Și asta crezi că are importanță vârsta? Că, până la urmă, hai să zicem că experimentăm niște lucruri, clar le percepem altfel la 20 de ani, nu? La 30, la 40 și așa mai departe. Crezi că învățăm niște lecții mai ușor sau mai greu prin prisma asta? Sincer, nu cred că vârsta este foarte importantă. Sunt și copii care sunt mai maturi emoțional decât bunicii, să spunem, care au trecut pe aia, am o vârstă, te rog frumos. Am experiență, da? Ah, am experiență, ascultă la mine. Nu, n-are nicio legătură. Cum asimilezi tu informația și cum o primești în tine? Poți fi deschis și ok, am înțeles, ok, să înțeleg și din asta și din asta și din asta, înseamnă că ești deschis. Sau poți să fii foarte rigid și rămâi așa până la dășbărnezi pe ultima secundă a vieții tale. Da, tot e evoluție până la urmă, nu? Învățăm, nu contează la ce vârstă învățăm. Da, dacă ești dispus să învăța, poți fi rigid și să nu înțelegi nimic, să nu vrei să înțelegi nimic, spui gata, asta-s eu, perfect, chiar dacă n-ai nicio legătură mai mult de lucrat la tine, dacă ești rigid, ești rigid. Cine vrea să se schimbe, are disponibilitatea de a lucra, lucrează. Cine nu, nu. Că doar nu e cu forță. Dragostea nu e cu forță, schimbarea nu e cu forță. Trebuie să înțelegi tu, să simți în interiorul tău, ok, mai ai ceva de lucrat aici. Și doar atunci cred că și absolut, rezolvi. Nu? Absolut, da. Trebuie să vină de la tine. Carmen, iubirea asta de sine... Atunci când nu există. Așa. Poate să aibă niște repercusiuni și la nivel fizic și aici te întreb și ca psiholog, prin prisma meseriei tale și prin prisma femeii și prin prisma autoarei de cărți terapeutice. Există această somatizare din experiența ta personală? Da. Ce variante crezi că există? Orice gând cauzează emoții și orice emoție cauzează o reacție chimică în organism. Deci, bineînțeles, oamenii care nu se iubesc pe tine, cam vezi pe fața lor că sunt mai crispați, mai tensionați. Și atunci, dacă se eliberează și cortizolul, așa, bineînțeles, menținând această stare, afectează organismul. Evident, și la un moment dat se va somatiza într-un fel sau altul, printr-o boală, tulburare. Da, cam... Cam așa funcționează și dacă e să, știi, să mă gândeam acum din punct de vedere holistic sau așa spiritual, totul pleacă de la inimă, totul pleacă de la iubire sau lipsa ei. Absolut. Inima cunoaște. Gândul poate așa, cu mintea poți să-ți dai cu părerea, dar inima știe, cunoaște. Dacă ești dispus să o asculți, bineînțeles. Cum simt eu? Nu întrebi unul pe altul. Cum simt eu? În adevărul meu aici. Exemplu, din experiența ta sau din ceea ce ai studiat tu pe lângă meseria de bază, care crezi că sunt variantele pe care noi ar trebui să le folosim? Că pot fi anumite activități, că pot fi anumite hobby-uri sau poate chiar să ne împărtășești din experiența ta personală, ce anume te-a ajutat pe tine sau iarăși, așa cum am spus, din cunoașterea ta,
ce ar putea ajuta pe cineva concret atunci când simte că nu se iubește pe sine, simte că lucrul ăsta influențează viața și calitatea vieții și nu știe exact ce să facă. În primul rând trebuie să vrea să-i fie mai bine. Pentru că sunt oameni care cumva se dau la pierderi, să spunem așa, nu are nicio rost, asta e așa eu. Nu am cum să-i ajut pe oameni decât care vor să fie ajutați. Cine vrea să fie ajutat spune, ajută-mă, nu știu cum să mă iubesc, mă atac eu pe mine tot timpul. Și atunci, ok, să tragem așa o gură de aer, să ne relaxăm, să ne odihnim sufletește. Și încep tot prin acceptare. Ok, eu acum am o parte din mine care se critică. Accept-o. Asimilează-o în tine. Am încă un critic interior. Dar chiar e sănătos, ca să nu stai cu prea mult cu nasul pe sus, pare că ești cea mai tare. Depinde, este o doză așa de autoironie bună, ca să nu te crezi că ești tu cel mai tare, că mai ai de lucrat cu tine. Ce ar putea ajuta? Un prieten, un duhovnic, un psiholog, un terapeut holistic, orice simte fiecare. Pentru că atunci când tu vrei, când studentul e pregătit, profesorul apare. Știi, acea vorbă foarte înțeleaptă. Deci odată ce tu te-ai deschis, vreau să mă schimb, vreau să-mi fie mai bine și din toată ființa ta o emane, atunci cauți, te simți cumva inspirat pe aici, pe acolo, după cum îți este ție firea și modul de a gândi. Dacă ești mai pragmatic, cauți o cale mai pragmatică, dacă ești mai spiritual, cauți o cale mai spirituală și așa mai departe. Deci n-aș putea să zic că există aia, rețeta, asta e. Nu. Fiecare, după cum este felul lui, va găsi. Totul este să vrea și va găsi omul perfect pentru ceea ce are nevoie. Eu pot fi potrivită pentru cineva care se potrivește cu ceea ce am eu să-i spun și cu felul meu de a fi, rezonează imediat cu mine, altul nu vrea unul altfel ca tine, mai... Da, mai altfel. Da, mai până altfel, urmă, da. Potrivit pentru persoana potrivită. Da. Sau cei care nu știu nici așa, nici așa, poate nici nu se cunosc suficient încât să știe dacă sunt mai pragmatici sau nu, pur și simplu să-și iau o pauză, nu? Da. Ești în natură sau... Absolut. Poți ieși în natură și pur și simplu, dar vreau să mă cunosc eu pe mine. Vreau, sunt dispus să văd cum e cu iubirea asta de sine. Și începe cu acceptarea. Am o parte critică și deja te odihnești, nu mai opui rezistență, nu mai... Da. Ok, o am și pe asta. Și vreau să o rezolv, că vreau să văd și eu cum e să fie bine, să fiu așa, odihnit, sufletește. Doamne, sunt convinsă că pentru telespectatorii noștri acum, ceea ce spui poate părea așa utopie, că așa e viața acum și în viteza în care se întâmplă lucrurile și presiunea care există din partea societății, din partea partenerului, din partea, tuturora celor din jur, există așa o presiune permanentă că trebuie să facem, să dregem, să rezolvăm, să găsim soluții. Nimeni nu prea spune de chestia asta. Ia-ți o pauză ca să te cunoști pe tine, ca să te regăsești. Dar ceva din tine tot te cheamă. Ceva din tine urlă câteodată, nu doar că te cheamă. Hello! Aici sunt, bag-mă și pe mine seama asta. Te face printr-o durere interioară atât de puternică încât... Ok, trebuie să-i acord prioritate. Și odată ce-i acord prioritate, și mai atent, pentru că și lucrurile, da, sunt multe lucruri care te presează. Și sunt foarte nemulțumitoare, dar există în lumea asta foarte multe lucruri absolut încântătoare și oameni care sunt depuși la inimă, așa, la inimioară și îi păstrezi și acolo. Care îți rămân acolo, care exact. Îți fac foarte bine. Și atunci, la fel de reali sunt aici. Depinde unde îți concentrezi tu atenția. Asta e, putem să spunem că ține și de felul în care ne concentrăm noi la jumătatea goală a paharului sau la jumătatea plină, nu? Exact, la fel de reale. Unde îți concentrezi atenția, acolo se duce energia toată. Da, foarte interesant, Carmen, și revelator, așa, poate pentru, și sper că este pentru unele persoane care ne urmăresc. Mă gândeam acum, ți-am zis mai devreme de critică și autocritică și mă gândeam la reversul medaliei, compasiunea. Și compasiunea, cred că, și în primul rând față de noi și poate chiar față de noi în anumite momente. De acolo nu poate se duce în neiertare și iubirea de sine dispare de la sine. Este importantă compasiunea să o simți față de tine și față de ceilalți? Foarte importantă. Deci eu asociez compasiunea tot cu acceptarea.
în care, ok, omul este așa cum este. Nu e treaba mea să-l schimb, decât dacă acea persoană vrea să se schimbe. Eu când relaționez pe cineva, îl asimilez cu totul, primesc ceea ce este el, unicitatea lui sau a ei. Eu sunt ceea ce sunt, tu ești ceea ce ești. Eu gândesc cum gândesc eu trăiesc viața mea în dreptul meu, tu trăiești viața ta în dreptul tău și în unicitatea ta și cu punctul tău de vedere și așa mai departe. Și atunci acceptarea odihnește, sfletește și compasiunea merge pur și simplu mână, l-am acceptat. Și dacă văd că este tulburat și emite fel de fel de aberații la adresa unei alte, nu e treaba mea să-l judec sau să-l atac, că este și așa destul de chinuit sfletește. Unul care este bine sfletește, nu atacă pe nimeni. Multă pace și odihnă și e complet. Este o stare așa de plinătate și de radianță și de liniște în care poftim, spune, fă-ți numărul, te rog frumos. Poate nu ai avut cine să te iubească și cine să te accepte. De obicei, cei care sunt foarte reactivi au încă un război interior. Atunci, la ce să mai vin și eu să mai pun gaz pe foc, se spune? Nu, ai suficient. Compasiunea odihnește și acceptarea de asemenea odihnește. Nu vreau să te schimb. Vrei să-ți faci numărul, vrei să spui acolo tot ce ai din prea plinul inimii, dă fiecare. Știi, dacă ai război, dai război, ai pace, dai pace. Ai iubire, oferi iubire. Fiecare cu ce are, aia dă, nu poți să dai ce n-ai, nu? Așa este. Chiar vreau să te întreb apropo de iubirea de sine. Și cred că iubirea ca sentiment de bază se poate învăța? O avem cu toții, doar că am uitat asta. Este acolo în fiecare din noi. Avem sădită sămânța dragostei. Noi suntem născuți, dragostea ne-a născut. Și dragostea ne-a născut și dragostea avem noi în sinele nostru. Doar că ne-am îndepărtat un pic și această îndepărtare de la sine cauzează toată tulburarea. Că odată ce ai revenit în sine, ai revenit la iubire. La care e iubirea răspunsul la toate? Este. Iubirea înseamnă și acceptare, îți spuneam. Iubirea nu înseamnă că te iubesc și trebuie să faci cum spun eu. Aia nu e iubire. Asta e un atașament cu pretenții, cu așteptări. Da. Dragostea îl ia pe om așa cum este. Și duhovnicul meu spune, cine iubește, iubirea e odihnitoare, nu nebunitoare. Și mi-a plăcut maxim, pentru că dragostea adevărată odihnește, nu nebunește. Dacă nebunești, nu mai e dragoste, doar pretenții, atașament și... Ce frumos! Da, frumos! Da, chiar vorbe importante și de reținut. Absolut! Că până la urmă despre asta este vorba. Carmen, spune-ne un pic, că îți dai seama că pentru cei care nu te cunosc, să fii psiholog clinician și să fii în același timp autoare de poezii terapeutice, e așa un pic de diferență. Cum ai descoperit și ai ajuns să scrii aceste poezii? Inspirație, prin inspirație. Îmi place să fiu psiholog pentru că îmi place să descoper oamenii. Fiecare om este un univers care așteaptă să fie descoperit. Și deci sunt fascinată de fiecare om ca să-l descoper. Cât despre poeziile acestea, sunt o deschidere a mea spre a mă descoperi oare cine sunt eu, ce sunt eu, oare am și talente care nu le-am descoperit încă, pur și simplu, curiozitate, o prospețime a stării de a fi. Oare mai am? Să văd, sunt deschisă, ia să vedem. Și deodată, culegând căpșuni într-o grădină a unor rude, mi-a venit deodată inspirația să scriu poezie. Și repede am luat un pic și am scris pe un șervețel prima poezie care mi-a venit. Și după aia au curs toate firești. Pur și nu am forțat nimic. Am fost curioasă să mă descoper, să văd ce talente mai am. Și fără nicio legătură, bineînțeles, mă bucuram de soare și de căpșuni proaspete. Și deodată a venit. Și apoi pur și simplu au curs direct în engleză sau direct în limba română. Nu știu, n-am o explicație logică decât atunci când nici n-are treabă logica cu ei. Are treabă cu a te lăsa să curgi cu ceea ce este în moment. Și fiecare moment are farmecul lui și ți-aduce un dar. Depinde de tine dacă îl primești sau nu. De ce frumos! Știi cum e că cred că viața în sine ne uimește și de obicei cele mai importante momente din viața noastră se întâmplă exact atunci când nu te aștepți. Absolut. Cam așa e cu ce ai spus tu cu momentele tale.
Da, da, n-am forțat nimic să fie. M-am lăsat să curgă momentul și am curs și eu cu momentul și cu darul momentului. Ok, se pare că acum îmi scriu poezie. La sabată tot ce am scris. Foarte drăguț. Da. Și spune-ne, scrisul în sine și, bineînțeles, cuvintele pe care ai simțit să le scrii pe aceea hârtie, te-au ajutat pe tine? Ți-au fost poeziile tale răspunsuri, poate, sau soluții în viața ta în anumite momente? Da, sincer, da. Câteodată când mai găseam câte o carte să o fac cadou și mi-a solicitat cineva, mai tragea un ochi să văd, mai sună adevăr pentru mine. Și da, de fiecare dată, ce tare! S-au scris prin mine, prin inspirație, a venit de la sine, din cunoașterea sinelui. Și atunci e frumos și da, în continuare sună adevăr și în continuare mă ajută, pentru că nu consider că e un punct de vedere. Este un adevăr. Adevărul care odihnește. Și când te odihnește ceva, e foarte bine, zic. Dacă ceva te destabilizează, Este foarte, foarte important să găsim echilibrul ăsta între pragmatismul ăsta al sufletului, care se manifestă printr-un job, da? Cum avem toți, dar în același timp să ne ascultăm și sufletul, și intuiția, și poate chiar ghidarea divină, care, așa cum ai spus mai devreme frumos, curge prin noi și să o lăsăm să se manifeste. Absolut. E greu, e foarte greu, nu? În general, ca oameni, să găsim acest echilibru așa, în viața de zi cu zi. N-auzim tot timpul. Din nou, greu. Nu știu dacă e greu neapărat. Câteodată poate fi greu, câteodată să nu fie greu. Depinde de starea care o ai. Mi-ar place să descoper la mine acea parte care se lasă dusă de val, de a descoperi. Poate nu mi-am dat voie până acum, am raționat prea mult și nu am lăsat să simt. Ce ar fi o provocare să-mi dau și eu voie azi să simt. Cum e să simt? Să trăiesc așa, din inimă. Să văd cum este. Nu mi este caracteristic, nu sunt obișnuit. Și ce dacă? Mi-arunc eu mie o provocare. Hai, te ține? Ok? Și atunci te descoperi, așa te descoperi. Așa mi-am descoperit și eu anumite talente. Nu știam că le am. Dar, scurioasă să le aflu. Hai să fiu deschisă și să fac ceea ce solicită momentul de la mine. Că fiecare moment și prospețimea prezentului, dacă rămâi și tu prezentă, după cum spuneam, are darul său. Doar dacă ești prezent, dacă ești plecat pe gânduri și pe toate alea, nu ești pe fază, nu vezi darul, nu-l primești. Nu. Asta cred că e problema, să fii pe fază. Da, și prezent. Chiar dacă ești poate pe fază... Depinde și de rațiune, dar și logică. Dar trebuia să faci aia și aia și aia. Nu știu, frică, Carmen, să ieșim, nu? Din zona de confort. Când ne-am obișnuit, acolo avem controlul, e previzibil ce va fi, ce vom zice, ce vom face. Cum gestionăm... frica asta de... frica de necunoscut, frica de a te lăsa în curgerea aia, frica de a-ți asculta sufletul, de fapt. Din nou, întâi ești atent și prezent și accepți, ok, am o parte din mine care e frică și neobișnuită să sară așa necunoscut. Dar dacă mi-aș da voie cu un micuț necunoscut, ok, asta nu mi-e foarte familiar, dar nici nu mă mănâncă tigru dacă o fac, știi? Ceva așa mai ușor de gestionat, în care să nu facem foarte riscuri mici, încep cu riscuri mici, pași după aceea da voie cu pași mărunți, puterea pașilor mărunți. Hai, azi fac un pas, mâine fac un pas și mai descoper ceva la mine și... pot trăi în frică, în continuare. Și atunci mi-asum că toată viața mea voi trăi în frică și nu voi avea anumite experiențe care sunt atât de frumoase și încântătoare. Pentru că dacă nu-ți dai voie, nu le primești. Dar știi, da, m-am săturat să fiu în frică. De majoritatea oamenilor care își dau asta, care își dau seama, înseamnă că deja au ajuns la o supra-saturație de frică. Și atunci, hei, hai să-mi dau voie și eu măcar 5 minute să nu mai fiu în frică. Ce ar fi dacă aș face ceva neobișnuit? Ziceam, mărunt, nu punch jumping din prima, așa. Și poți, cu puterea pașilor mărunți, reușești. Uite acum, prima reacție, bineînțeles, prin pe pilot automat și obișnuit, pentru că ți-a făcut dita mai negătura neuronală, dita mai șansul la tine în creier și te bătătorit bine și atunci prima oară te duci în direcția. A, ce fac? Iar mi-e frică. A, am zis că am să încerc și am să fac ceva neapărat încerc. Îmi propun să fac asta, sunt dispus, asta e cuvântul. Sunt dispus să fac și altceva. Bine, asta e foarte important din nou, să fii prezentă, că dacă ești prezentă sau prezent,
ești atent la ceea ce se întâmplă în mintea ta. În creștini ortodoxi folosesc cuvântul trezvie. Îmi place foarte mult atenția, adică ești trează și vie cu atenție. Ești conștient la mișcările sufletului și a minții, a tot ce strece prin mintea ta, prin sufletul tău. Deci mi-a plăcut foarte mult mișcările sufletului și a inimii. Frumos! Și, foarte frumos, într-adevăr! Da, da. Și atunci foarte mult înțelepciune găsești și de la Sfinții Părinți și de unde simți tu că ți se potrivește. Și înveți în absolut orice, din absolut orice, ca o albinuță, așa. Am găsit ceva bun aici, am găsit ceva bun aici, am găsit ceva bun aici. Dacă se potrivește, le asimilez și le integrez. Și după aia le ofer. Ce drăguț e asta. Să și oferim. Că nu, până la urmă despre asta este vorba și de asta înseamnă să evoluăm, nu? Da, să ieși la lumină. Așa este. Așa este. Și oamenii, așa cum până la urmă... ești, ți-asumi că unii nor să te placă și pe unii deranjează lumina ta și deranjează, dar asta e treaba lor și nu e treaba ta. Hai, aici că tu ești în adevărul tău și tu pe tine te odihnește. Și dacă ai face altceva, ai simți că te trădezi tu pe tine. Și e atât de dureroasă această stare de a te trăda pe tine, cât la un moment dat spui, gata, nu mai poți fac asta treabă lor, fiecare cum crede. Eu sunt în adevărul meu și mă manifest cum vreau. Ce îl deranjează, are el de lucrat la chestia care îl deranjează. Mă deranjează că nu-și dă voie să fie bucuros și fericit, să se bucure de viață. Atât. Aici e oglindirea aia, da, da? Și ne proiectăm în ceilalți, ne oglindim în ceilalți, numai că trebuie să fim atenți permanent la această oglindire, nu pentru ei, ci pentru noi. Absolut. Să vedem noi. Absolut. Foarte, foarte importantă pentru suflet discuția noastră și cunoașterea ta și îți mulțumim tare mult că ai împărtășit așa din prea plinul sufletului tău cu noi. Și sper din suflet ca telespectatorii noștri să preia așa din această discuție, ca o albinuță, cum ai zis, exact, da. Informațiile care au nevoie, poate, să le pună acolo în sufletul lor și să-și dea voie să înțeleagă, nu? Că iubirea de sine, până la urmă, este esențială și e punct de plecare în tot. Absolut. Și începe de la acceptarea ceea ce ești tu. Și fiecare va prelua din ce am spus sau nu ceva. Exact. În lucrurile vor pune în aplicare acum, trebuie să caut o sămânță acolo și la timpul potrivit, rodesc. Carmen, dacă ar fi așa telespectatorii noștri să rămână cu concluzia ta vis-a-vis de acest subiect, ce le spune? Dă-ți voie să trăiești viața ta și nu altcuiva. Dă-ți voie să fii tu, să te descoperi și nu te mai privi prin lentilele altora, pentru că pot fi foarte deformate și tu să te vezi în minciună și într-o oglindă deformată, tu crezi că ești deformat, dar nu ești, te vezi doar printr-o lentilă defectă. Atunci, pur și simplu, e bine să fii cu oameni care văd în adevăr și sunt în adevărul lor. Dacă simți că este un zbucium în ei, clar nu te defini prin ceea ce te văd ei, pentru că sunt tulburați, văd cu oglinda defectă, tulburată, te vezi pe bucățele, te vezi strâmb. Așa. Fiecare din noi avem un dar al nostru și să nu căutăm să fim ca altcineva, pentru că dacă noi suntem unici, cred că e momentul să ne onorăm unicitatea noastră. Eu sunt eu și foarte bine că eu, slavă Domnului, tu ești tu și slavă Domnului că ești tu așa în unicitatea mea. Eu nu caut să fiu ca tine, tu nu caut să fii ca mine. Eu sunt ca mine, tu ești ca tine. Aici e tot farmicul și tot darul. Fiți ca voi, fiecare din voi. Foarte frumos mesajul tău și îți mulțumim încă o dată și pentru prezență. Te mai așteptăm cu mare drag. Cu mare drag. Bine. Te așteptăm. Dragii noștri, mulțumim că ați rămas cu noi până la sfârșit. Nu uitați mesajul lui Carmen. Trăiți-vă viața și fiți voi înși vă. Până data viitoare, numai bine!